Astăzi se întrevăd câștiguri financiare, succes și chiar ascensiune profesională. Evident, nu or să pice din cer și va fi nevoie să dăm din coate ca să le obținem. Pe plan social ne facem contacte noi care ne aduc alte oportunități. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Astăzi se-ar prinde bine să verifici de două ori informațiile pe care vrei să le transmiți, fie că e vorba de un mail, un contract sau de o prezentare. Taur. Dacă te afli la o răscruce de drum în viața personală, nu este deloc ușor să te decizi încotro. Cei mai mulți nativi sunt în continuare preocupați de bani și de business. Gemeni. Ai energie din plin, dar nici nu știi de ce să te apuci mai întâi. Nu este exclus însă să nu-i calci pe unii mai sensibili pe bătături. Rac. Unii nativi au căzut în butoiul cu melancolie. Alții, din cauza oboselii adunate, nu sunt în cele mai bune toane. Ai nevoie de un somn bun, un detox emoțional și vei vedea viața mai colorată. Leu. Ai susținere astrală să depășești un blocaj pe plan profesional, dar va fi nevoie de o abordare nouă. Mulți lei se orientează către proiecte în online. Fecioară. De-a lungul zilei vor fi câteva episoade în care te pot măcina unele dubii pe plan profesional. Unii nativi vor avea momentul lor de celebritate în fața camerelor. Balanță. În prima parte a zilei, emoțiile pun stăpânire pe tine și nu e tocmai ușor să iei decizii raționale. Azi nativi fac o revoluție acasă în ceea ce privește veniturile comune. Scorpion. Deși te-ai obișnuit să lucrezi pe cont propriu, o colaborare sau chiar o asociere cu partenerul ar putea fi de mare folos. Săgetător. Este înțelept să analizezi cu mare atenție colaborările pe care vrei să le faci astăzi. Nu toți oamenii care vor să lucreze cu tine sunt de încredere. În plus, nu uita că și generozitatea are o limită. Capricorn. Vei începe o serie de mari schimbări pe plan financiar. Pe de altă parte, devii tot mai conștient de cât meriți și vei cere să fii plătit pe măsură. S-a încheiat așadar cu asistența și sfaturile gratuite. Vărsător. Ceva este pe cale să se schimbe în viața ta la 180 de grade pe plan amoros. Alți vărsători nu mai stau pe gânduri și dau startul unui business pe cont propriu. Pești. Este timpul să clarifici anumite aspecte ce țin de viața ta personală. Totodată este posibil să revii asupra unei decizii de a te muta. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi frumoasă și plină de iubire!